Florin, ai legătura. Neața, Dani, neața tuturor. Astăzi, vom face un scurt moment din ceea ce înseamnă clasa de cycling sau, pur și simplu, mersul pe bicicletă în aer liber. Învățăm și acea categorie de oameni, pentru că, cu siguranță, sunt persoane care încă nu știu care trebuie să fie poziția pe șa, cum trebuie să stea coatele atunci când, pur și simplu, doar mergem pe bicicletă. Da? Ideea este în felul următor, apropo de cycling și spinning, de ce ai spus tu, totuși sunt două mici diferențe, da? Între acestea două. Spinning-ul se axează mai mult pe anduranță, da? Și eventual intensitatea crește progresiv și cycling-ul se merge mai mult pe ruperi de rid, pe interval. Da? Bun, fetelor, suntem pregătiți, da? Bun, vreau așa. Avem trei poziții, da? Simple. Una, cea cu mâinile apropiate, în care este o poziție de relaxare, da? În care ne retragem suflul sau intrăm în ritm ușor, da? Foarte important, avem coatele flexate în interior, încep să pedalez Flavia ușor, am rezistență zero, da? Rezistența o reglez din acest tir bușon, da? Mai mare frecvența, mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, exact. Coatele tot timpul flexate, niciodată greutatea trunchiului nu trebuie să stea pe brațe, da? Tot timpul trebuie să fie pe șa sau eventual pe picior atunci când ne ridicăm în, pe verticală, da? Coatele flexate ușor în interior, vreau frecvența mai mare, frecvența, exact. Bun, începem ușor să ridicăm nivelul, da? Măresc rezistența din tir bușon cu două jumătăți, da? Încerc să măresc ritmul mai mult. Mai, exact. Atenție la greutate, da? Tot timpul stă pe șa, tot timpul picioarele preiau totul, da? Toată greutatea trunchiului se rezumă pe picior și pe șa, da? Atât, brațele pur și simplu stau acolo doar de control și atât, da? Hai, mai. Perfect, mărim ușor, da? Încă două jumătăți. Deja devine un pic mai greu, nu rezistență. Hai. Foarte importantă este respirația. În toate antrenamentele de cardio și mai ales în, la orele de cycling, la clasele de cycling, da? Faptul că respiri cum trebuie te ajută să reziști mult mai bine efortului pe care îl faci în timpul orei, da? Ușor coatele, coatele flexate, da? Niciodată, la o oră de cycling sau atunci când mergi pe bicicletă, nu trebuie să ai acea poziție cu bazinul ușor în spate, cu fundul scos, da, și drept din spate. Tot timpul se rotunjește, astfel încât să avem o curbură a coloanei care curge direct și ajunge pe șa, da? Hai, mai mare intensitatea, foarte bine. Ok, vreau așa să mutăm brațele în poziția a doua, adică în lateral, da? Continuăm cu ritmul, foarte bine. Măresc un pic rezistența. Și vreau viteză mai mare, exact. Deja în poziție de viteză, da? În poziția a doua, deja capăt o poziție de viteză, da? Mărez ritmul, inspir și expir, continui cu respirația. Hai, dăm drum la picior, mai. Exact, Flavia, hai, că e prima ședință a ta pe bicicletă. Hai, mai. Așa. Foarte bine. Bun, acum mărim mai mult și vreau să mutăm brațele în poziția a treia, în față, da? Și ridicăm ușor fundul de pe șa, foarte puțin, da? Exact. Bun, nu merg cu greutatea pe brațe, la fel. Greutatea stă pe picior, da? De acolo preiau tot controlul asupra mișcării. Foarte important este să nu am juncțiune la trunchi, da? Nu trebuie să am juncțiune la bazin. Tot timpul bazinul stă la 1,5 cm, maxim 2 de șa, da? Asta înseamnă că trebuie să am bazinul mai în spate, foarte bine. Aie. Și nu întind genunchiul niciodată până la capăt. Foarte bine. Cotul rămâne în interior. Bravo, Miruna. Inspir și expir. Nu mișc bazinul foarte mult, da? Toată presiunea stă pe picior. Hai, inspir și expir. Foarte bine. Hai. Încă. Jos bazinul pe șa. Jos. Continui să pedalez. Continui. Deja ajung la antrenament pe intervale, da? Asta înseamnă am o intensitate mai mică pe șa, mă ridic sus de pe șa, și măresc viteza. Hai. Și mă așez și continui și mă ridic sus de pe șa și măresc viteza. Hai. Așa. Și mă așez. Foarte bine, continui și sus de pe șa măresc viteza. Hai.
Aia, nu am greutatea pe braț, greutatea stă pe picior. Și jos, mă așez și ultima dată, fetelor, sus. Hai, 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 hai. Ritm, 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 ritm. Aia, foarte bine. Bravo, expir, excelent.